stimați telespectatori, o veste bună, cred, nu? Că îmi place aici. Clinica Medeco, Clinica Medeco cu care v-am obișnuit ani de zile, câți ani? Mulți? 11 ani. Așa de mult a trecut? Așa de mult a trecut, de atunci funcționăm. Cam repede, nu? Da, se duc anii. Se duc anii. Se duc anii, dar vin alții mai frumoși. Bineînțeles. Așa ni se și recomandă. Clinica Medeco s-a mutat într-o locație nouă, într-o locație centrală, într-o locație superbă. Îmi plac ușile astea albe. Da, le-am ales mult. E greu să găsești ușă frumoasă în ziua de azi. Ideea este că este o locație foarte safe, este foarte nouă, este abia făcută, nu a mai funcționat nimic până acum aici, suntem primii locatari. Deci din punct de vedere al igienei și al standardelor este foarte ok. Este, da, este mult mai bine decât dincolo. Dincolo am încercat să amenajăm cât mai corect, dar am avut niște piedici apropo de spațiu. Și atunci, spațiu, nu, spațiu era suficient, dar era vorba de condițiile pe care puteam să le creăm acolo și pe care, unele pe care nu puteam să le creăm, și atunci de asta am luat hotărârea să ne mutăm. Noul cabinet care chiar arată foarte bine, stimați telespectatori, spune-mi, te rog, cum o să funcționeze de aici încolo? Probabil... După același program. Adică? Avem același program, dimineața între 8 și 11 sunt recoltările. După cum bine știți, noi lucrăm cu Sinevo București, laboratorul central. Mai avem un colaborator acum, Bioclinica București. Deci între 8 și 11 se recoltează analize. După aceea avem ecografiile care se fac în fiecare zi, fie pe parte de ecografii generale, fie pe parte de ginecologie. Avem două doamne doctor ginecolog, doamna doctor Crauciuc și doamna doctor Negoiță. Avem doamna doctor Saulea pe hemato, pe care o știe toată lumea. Domnii doctor Bureană pe urologie și doamna doctor Bureană pe endocrine și doctorul Taban pe ortopedie. Deci tot ți-ai ales așa colaboratori de vârf toți. Da, îmi place să cred și sunt și oameni deosebiți. Sunt foarte căutați de către pacienți, să știi. Da. Deci acești medici pe care i-a pomenit doamna doctor funcționează în continuare la noua clinică Medeco, care se află pe Dobrogeanu Ghera numărul 1. Mai spune și numărul de telefon. 0237620234. Spune că analizele toate se prelucrează la București. Asta... Da, noi suntem cu laboratorul, colaborăm cu laboratorul central Sinevo București. Și în cât timp vin rezultatele? A doua zi, în seara. Da, deci... da, pentru că noi v-am zis până la 11 recoltăm, la 11 ei vin, iau analizele și intră în lucru în aceeași zi, după amiază avem rezultatele. Spune-mi, te rog, ca să se prezinte pacienții, deci pot apela ca să se programeze. Pentru analize nu e nevoie de programare, pot veni între 8 și 10 nemâncați. E important pentru analize, da? Sigur. Nemâncați, nebăuți, iar după aceea... Orice analiză se face. Orice analiză. Ține vă face orice analiză. Orice analiză. După care avem programul de ecografie, avem programul de gineco, programul de consultații medicale. După amiază sunt programul. În principiu după amiază, dar începând cu ora 2. Pentru diabet ai medic? Diabet nu mai am avut o colaborare, s-a mutat în alt spațiu. Deci, în principiu, tu ești mulțumită de spațiu cel nou. Da, este un spațiu foarte frumos și foarte corect, foarte profi, safe. Asta e foarte important. Cabinetele sunt bine utilate, dar v-am zis, chestia foarte deosebită este că nu a mai funcționat nimeni înainte. Suntem primii, deci apropo de infecții nosocomiale și asta, sunt foarte bine. Și cu energie pozitivă, nu? Bașca, un spațiu nou, altfel te îndeamnă la muncă. Eu nu pot să cred că au trecut 11 ani în care ai voi ați funcționat dincolo, ați funcționat în condiții foarte bune și acolo, spune-mi, ai aparatura care se cere la ora actuală? Da, avem. Ecograful este de ultimă generație. Restul, avem doamnele doctor ginecolog au aparatură pentru bătăile fetale, deci investighează foarte corect. Păi, Ruxandra, eu mă bucur mult că ești mulțumită de acest spațiu, te consider una dintre prietenele mele de adevăratelea și te iubesc foarte mult pentru tot ceea ce faci, pentru că toți oamenii pe care i-am trimis la clinica ta, toți au venit foarte încântați, foarte mulțumiți și le recomand și eu să vină de data asta la clinica din strada Dobrogeanu Ghera numărul 1, parter. E un spațiu foarte frumos, un spațiu modern, utilat după ultimul jurnal de modă și cu aparatură de ultimă generație. Aparatura e cea mai importantă. Cea mai importantă. Și medicii care lucrează. Factorul uman, bineînțeles.
Păi doresc mult succes. Mulțumesc mult. Sănătate multă la toată lumea. Așteptăm mai des pe la noi, da, la emisiune. Mulțumesc. La revedere, stimați telespectatori, și la mulți ani pe anul ăsta. La mulți ani pe anul ăsta, să fie un an superb.